Deocamdată nu există premise pentru reducerea tarifului la gaz, o spune președintele Consiliului de Administrație Moldova Gaz, Vadim Ceban. Potrivit oficialului, actualul tarif reflectă perfect prețul de achiziție, iar dacă trendul va fi unul descrescător, tariful ar putea să scadă abia în 2024. Vadim Ceban spune că acum Energocom nu procură gaz, întrucât din cauza instabilității de pe plan internațional, prețurile la metan au început din nou să crească. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni televizate de la postul Vocea Basarabiei. Președintele Moldova Gaz spune că actualul preț de achiziție și volumele de gaz procurate anul trecut la preț ridicat nu permit o eventuală scădere a tarifului. Vadim Ceban spune că pentru a reduce tariful, este necesar ca prețul mediu de achiziție să fie cel mult 550 de dolari pentru 1000 de metri cubi. După calculele noastre, prețul de la care urmează să înceapă sau pot fi primise de reducere a tarifului este 550 de dolari, 1000 de metri cubi. Pentru 1000 de metri cubi. Deci acest preț este prețul de referință, prețul de achiziție. 550 de dolari și noi am menționat acest lucru. Ulterior, dacă va fi acest preț de achiziție mai mic, și vorbesc despre prețul mediu ponderat pe an, nu vorbim despre acum, iată, mâine va fi acest preț și gata, noi trebuie să reducem, să cerem reducerea tarifului. Nu. Astăzi, în calculul tarifului care a fost aprobat în iunie 2023, prețul de achiziție este la nivel de 750 de dolari. Prețul mediu ponderat pe an. Când va fi acest preț de 550 de dolari, atunci putem vorbi despre anumite premize de reducere. Dar când ar putea să fie acest preț de 550 de dolari? Totul va depinde de prețul de achiziție, de la factura care noi primim de la Energocom. Încă nu sunt, eu nu văd aceste premize. Șeful Moldova Gaz spune că o eventuală reducere a tarifului ar putea fi posibilă abia în 2024. Scenariul optimist ar fi valabil dacă prețurile pe plan internațional nu vor crește din nou. Începând cu anul 2024, aceste premize pot fi, pentru că deja prețul de achiziție de la Energocom, pe măsură ce consumăm gaz mai scump, se reduce cantitatea și respectiv intrăm în zona consumului la prețurile care, de achiziție care a fost anunțat de către Energocom în cadrul ultimelor licitații. Care va fi situația mai departe? Vom vedea, dar vedeți că Energocom continuă achizițiile, nu cred că în perioada aceasta pot fi achiziții majore, pentru că sunt prețuri peste piață, adică piața aceea care a fost la începutul lunii septembrie. De aceea vom vedea, pentru că e foarte instabilă acum situația și nimeni nu face achiziții. Sunt foarte multe solicitări de vânzare și foarte puțin solicitări de cumpărare. Gaz este acum în regiune și gaz mult. În prezent, consumatorii casnici achită 18 lei și 6 bani cu TVA inclus pentru metru cub de gaze naturale.